Dragii mei, bun găsit și să ne ajute Dumnezeu ca și astăzi să putem să ne bucurăm de Cuvântul lui Dumnezeu, să ne întărim sufletește în credință, în dragoste, în răbdare și să putem să pornim cu mai mult curaj pe calea lui Dumnezeu spre împărăția cea de sus. Iată că s-a mai scurs o săptămână din viața noastră și vremea trece, noi trecem prin vreme și ne apropiem de întâlnirea cu Dumnezeu. Și de fiecare dată încercăm, în cadrul acestei emisiuni, să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm lucruri folositoare pentru sufletul nostru și pentru mântuirea noastră. De aceea ne bucurăm că și astăzi suntem împreună înaintea Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Avem în față o Evanghelie deosebită, o Evanghelie în care Dumnezeu ne întreabă și pe noi ca pe acest tată, acestui fiu lunatic. De ce nu ai credință? De ce nu postești mai mult? De ce nu te rogi mai mult? De ce nu încerci mai mult să te apropii de Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu dorește să ne ajute, să fie alături de noi. Dorește să ne rezolve problemele noastre sufletești și trupești, dar nu peste voia noastră și are nevoie și din partea noastră de conlucrare. Are nevoie și din partea noastră de credința noastră, de rugăciunea noastră, de postul nostru, ca să vadă că și noi dorim să ne mântuim sufletul, dorim să ajungem în împărăția Lui. Pentru început aș vrea să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu Evanghelia, care vom auzi duminică, din Marcu capitolul 9, începând cu versetul 14 voi citi, și spune așa: și venind la ucenici, a văzut mulțime mare împrejurul lor și pe cărturari sfădindu-se cu ei. Și îndată toată mulțimea văzându-l s-au înspăimântat și alergând ei s-au închinat. Și Iisus a întrebat pe cărturari: de ce vă sfădiți între voi? Și a răspuns lui unul dintre ei: învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care are duh mut. Și oriunde îl apucă, îl aruncă la pământ și face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Și am zis ucenicilor tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. El răspunzând le-a zis: o neam necredincioși, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l la mine. Și l-au adus la el și văzându-l pe Iisus, Duhul îndată a zguduit pe copil și căzând la pământ, se zbârcolea și spumega. Și l-a întrebat pe tatălui: de câtă vreme este așa? Iar el a răspuns: din pruncie. Și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă. Dar de poți, fă ceva și ajută-ne, fie-ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis: tu spui de poți, toate sunt cu putință celui ce crede. Și îndată strigând, tatăl copilului a zis cu lacrimi: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Iar Iisus, văzând că mulțimea dă năvală, a certat duhul cel necurat, zicându-i: duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși din el și să nu mai intri în el. Și răgnind și zguduindu-l cu putere, duhul a ieșit, iar copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Iar după ce a intrat în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte: pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? El le-a zis: acest neam de demoni cu nimic nu poate ieși decât numai cu rugăciune și cu post. Iată, dragii noștri, Iisus Hristos, singura soluție. Acum avem trei variante fiecare. Să fie pentru noi Iisus prima soluție, să fie întotdeauna Dumnezeu soluția la toate problemele vieții noastre, putem să apelăm la Dumnezeu sau la Domnul Iisus Hristos ca la ultima soluție, așa cum a făcut acest tatăl din Evanghelie, sau putem să nu apelăm niciodată la Dumnezeu, să nu strigăm niciodată spre Dumnezeu și să ajungem să regretăm o veșnicie întreagă. Depinde de fiecare dintre noi. Și aș vrea să vorbim despre tema aceasta, Iisus Hristos, prima și ultima soluție sau singura soluție la rezolvarea tuturor problemelor noastre, împreună cu invitatul nostru, și spunem bun venit Părintelui Vasile, bine ați venit la emisiunea Biblia Cartea Vieții. Doamne ajută și bine v-am găsit. Iată, avem lucruri frumoase astăzi de discutat
și avem atâtea de pus în fața telespectatorilor noștri. Da, și mie îmi place să spun Iisus soluția. Eu i-aș spune Iisus soluția, pentru că e bine să fie și prima, și a doua, și a treia, și ultima, și singura soluție. De câte ori ne aplecăm asupra cuvântului lui Dumnezeu, mă bucur și de fiecare dată mă satur ca de niște bucate foarte bine gătite și gustoase. Ne uimește de fiecare dată cuvântul lui Dumnezeu și în special cum lucrează Dumnezeu și cum răspund unii dintre oameni în sensul acesta al intrării în relație cu Dumnezeu, în a se zmeri înaintea lui Dumnezeu, a recunoaște pe Dumnezeu ca Dumnezeu atotputernic, Dumnezeu soluția. Chiar dacă nu totdeauna au alergat acești oameni ai Scripturii prima dată la Dumnezeu, dar au ales la un moment dat și Iisus soluția, cât a fost pe pământ, și în general Dumnezeu soluția. E un context frumos, o pericopă evanghelică deosebită în care avem de învățat, în care ne uimim și ne bucurăm de Dumnezeul nostru. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, care l-am citit, că după ce Domnul coboară, pentru că de-am citit mai în sus un pic, să facem legătura cu muntele Tabor, cu ceea ce s-a petrecut pe Tabor când Domnul s-a schimbat la față, în fața celor trei ucenici, a vorbit cu Moise și Ilie. Și când a coborât de pe muntele Tabor, spune aici cuvântul lui Dumnezeu că mulțimile s-au înspăimântat și s-au închinat înaintea lui Iisus. Mă gândeam la faptul că de multe ori mulțimile și noi, fiind incluși în această mulțime, de multe ori atunci când îl vedem pe Dumnezeu făcând minuni, punând ceva semne în fața noastră, ne înspăimântăm și ne minunăm. Dar atunci când ajungem să avem de toate, să avem beșug de bunătăți, din partea lui Dumnezeu, desigur, uităm de Dumnezeu. Ca și această mulțime, așa instabil suntem de multe ori. De aceea, cred că ar fi foarte important să înțelegem, așa cum a spus și Sfinția voastră, că Iisus e singura soluție și e soluția în orice domeniu al vieții noastre. Și când suntem triști și când ne bucurăm. Da, frumos a fost acolo pe Tabor. Domnul Iisus a luat cu sine trei ucenici și s-a urcat pe munte să se roage. Și acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că i s-a schimbat fața, s-a luminat fața și Moise și Ilie erau prezenți și vorbeau. Atât de uimiți au fost ucenicii încât Petru a spus: Doamne, bine este să fim aici, să nu mai plecăm niciodată de aici, este frumos, este uimitor, este grozav, este ceea ce dorește sufletul nostru. Să nu mai plecăm, să nu mai coborâm de aici. Ce bine este cu tine. Probabil că și noi de multe ori când stăm în rugăciune sau când la sfintele slujbe am spune: Doamne, cât de minunat e și cât de bine este cu tine, să nu mai coborâm, să nu mai coborâm la lume, la greutăți, la necazuri, la probleme. E extraordinar cu tine și am vrea să rămânem aici. Atunci spune cuvântul lui Dumnezeu că un nor i-a acoperit și glasul Tatălui a spus: acesta este Fiul meu cel iubit, de El să ascultați. Chipul Domnului strălucea și când a coborât de pe munte. De aceea s-au înspăimântat oamenii și au alergat. Era chipul care l-au mai văzut odată oamenii la Moise, când a fost pe munte cu Dumnezeu și a primit tablele legii, spune cuvântul lui Dumnezeu că strălucea fața lui, pentru că a stat în prezența lui Dumnezeu, dar acum era însuși Dumnezeu, însuși Iisus, chipul lui Dumnezeu. Moise și-a pus o mahramă, însă ce e frumos că prezint această coborâre de pe munte, e coborârea a Fiului lui Dumnezeu și înțelegem că Dumnezeu s-a coborât la nevoile și la greutățile și la necazurile, la durerile, întristările și îngrozirea omenirii căzute în păcat. Iată, coboară Dumnezeu, coboară Domnul Iisus ca să vindece și să înalțe apoi, să ne înalțe și apoi să devenim și noi schimbați la față precum Domnul. Mă gândeam și mi-am adus aminte de
o discuție care am avut-o în parohie cu unii credincioși, în timp ce ne întorceam de la biserică într-o seară, spuneau mai multe persoane că așa de mult le-a plăcut la biserică, încât ar fi stat tot în biserică, n-ar mai fi plecat acasă. Și într-adevăr, atunci când îl simțim pe Dumnezeu, când trăim cu adevărat prezența lui Dumnezeu în biserică sau și în casa noastră la rugăciune, cu adevărat acolo nu poate să fie decât adevărata fericire, adevărata bucurie, adevărata înălțare, adevărata schimbare și adevăratul sens al vieții, așa cum spunea fericitul Augustin odinioară, că neliniștită este inima noastră până nu-L va găsi pe Dumnezeu. Putem căuta multe lucruri în lumea aceasta, putem să umblăm după multe lucruri, dar până nu ajungem să înțelegem că doar în Dumnezeu este soluția la toate problemele vieții noastre, nu o să fim fericiți și bucuroși cu adevărat. Și aș mai vrea să aduc un exemplu care mi-a rămas în minte, adevărat și acesta, despre un tânăr care mărturisea el într-o împrejurare că și-a trăit viața cum a vrut. A umblat la discoteci, a umblat cu prietenii, s-a îmbătat, chiar s-a drogat, până când într-o zi, dintr-o banală umflătură pe corp, a mers la medic să-l opereze și medicul l-a telefonat și a spus: ai cancer. Și când spunea tânărul acesta, când am auzit lucrul acesta, nu venea să cred. Nu venea să cred urechilor mele ce aud. Și spune, după ce m-am luptat un timp cu această boală cumplită, am înțeles că Dumnezeu, și am învins-o într-un fel, am înțeles că Dumnezeu mi-a întins o mână și m-a scos, așa cum spune psalmistul, din groapa aceea a pieirii. De aceea, dragii mei, așa cum a spus, haideți să îl căutăm pe Dumnezeu până nu-i prea târziu. Haideți să apelăm la Dumnezeu și la Domnul Iisus Hristos, Cel care, iată, suntem în timpul postului și ne aducem aminte că a mers spre patimă și spre moarte pentru mântuirea noastră. A murit pe o cruce de dragul nostru. Și de aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și în numele lui Iisus Hristos este rezolvarea la orice problemă, la orice necaz, la orice durere care avem noi oamenii. De aceea am vrut să duc aceste exemple și aș vrea să continuăm puțin, pentru că mai avem o evanghelie și tot în paralel cu Muntele Tabor avem și predica despre fericire, adevărata fericire. Și acolo sunt atâtea lucruri importante pentru noi oamenii. Da, într-adevăr, iată că muntele fericirii, Muntele Tabor, pe munte s-au întâmplat multe lucruri frumoase. Da, am vorbit și am început cu un crâmpei de fericire care l-au gustat apostolii cât au fost cu Domnul sus pe munte. Dar iată că Dumnezeu face ca să trecem și prin valea aceasta a plângerii sau a umbrei morții și aici ne înmuiem și ne prelucrăm, ni se prelucrează firea noastră și aici ne dăm adevăratele bătălii și examene. E foarte important că mulțimile au început să-L urmeze pe Domnul, că a văzut ceva special cu El. Era deosebit, vorbea deosebit, ca nimeni altul, făcea lucruri pe care nimeni altul nu le făcea și veneau mulțimile la Domnul. Și e bine și considerăm că a fost un lucru bun, că îl înghesuiau câteodată mulțimile, pentru că doreau să stea aproape de Domnul, pentru că era însuși păstorul cel bun, care știe să conducă turma lui și să o mângâie și să o aline și să o vindece și să o hrănească. Și de aceea îl urmau. Iată că au venit și cu durerile lor, cu problemele lor, cu îngrozirile lor. Dacă e să ne gândim la tatăl acesta care din pruncie de multă vreme și-a văzut copilul într-o boală îngrozitoare, doar la gândul că va petrece toată viața sau va dura multă vreme când va vedea copilul suferind, scrâșnind din dinți, spumegând și chiar ajungând până când spune cuvântul că înțepenea, era cu adevărat îngrozit, dar
probabil că durerea aceea, o durere de părinte care te face să suferi mai mult decât însuși cel în boală, iată că au venit. Au venit și cu problema lor spre Domnul. Spre Domnul, numai că nu l-au găsit. Care e problema? Și ce vreau să spun, printre altele, acum noi știm unde îl găsim pe Domnul. Știm și căile și cum să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Și totuși mă întreb, de ce încă stăm departe? De ce apelăm sau de ce alegem doar ultima soluție? De ce nu-l înghesuim pe Domnul? Foarte greu să mai înghesui acum oamenii pentru Domnul. Foarte rar, foarte puțini. Puțin, mult prea puțin, nu-l mai înghesuie. Și noi știm că Domnul vine și e prezent, spune cuvântul lui Dumnezeu, că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, Domnul Iisus spune, și eu sunt de față, Domnul vine, se prezintă la întâlnirea sa cu omul, cum se prezenta la întâlnirea sa cu Adam, primul om, și vorbea și exista acea armonie și bucurie, se bucura unul de celălalt. Și noi, cum am spus și pe Tabor, s-au bucurat apostolii de Domnul. Și aceasta trebuie cumva refăcută, această legătură cu Dumnezeu, și omul să vină să caute pe Dumnezeu, să tânjească. Sufletul este însetat, cum a spus și dumneavoastră. Este însetat de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu. Și totuși stau departe, oameni, caut altceva, să pun altceva acolo. Cu toate că, așa cum a spus, noi oamenii apelăm la Dumnezeu ca ultima soluție, sau mulți, așa cum am spus, a treia variantă, nu apelează deloc la Dumnezeu, cu toate acestea Dumnezeu ne așteaptă. Dumnezeu așa de bun și așa de îndurător față de noi oamenii, încât ne așteaptă chiar și la sfârșitul vieții să apelăm la El. Să apelăm și chiar și ca la ultima soluție a rezolvării problemelor noastre. Dar aș vrea să înțelegem cu toții că noi, cu cât apelăm mai repede la Dumnezeu, cu atât vom fi mai fericiți. Vom ajunge mai repede la acea stare extraordinară care numai Dumnezeu poate să o dea. Noi putem să avem libertatea să alegem și să facem cum vrem noi în lumea aceasta. Însă, cu cât apelăm mai repede la Dumnezeu și înțelegem mai devreme sau mai repede că Dumnezeu ne poate ajuta, ne poate întări, ne poate da fericirea și pacea sufletească adevărată, cu atât mai repede vom ajunge să avem o stare deosebită, care nu se va sfârși pe pământul acesta. Va continua și după ce vom trece prin moarte în veșnicie, în lumea veșniciei. De aceea vorbeam despre cei care spuneați despre Adam și Eva. Atâta vreme cât ei au rămas în legătură cu Dumnezeu, în fiecare zi Dumnezeu venea și vorbea cu omul. În răcoarea serii vorbea cu omul și comunica cu omul, avea relație cu omul. Dar după ce omul a ales de bună voie să asculte de diavol, s-a ascuns de Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a strigat prin grădină și a întrebat, unde ești, Adame? Spune, m-am ascuns că sunt gol. Dar cine ți-a spus că ești gol? Păcatul ne dezgolește, păcatul ne face să ne ascundem de Dumnezeu. De aceea, iată, dragii mei, fericirea și pacea și bucuria adevărată se află doar în comuniune, în colaborare, în părtășie cu Dumnezeu. De aceea, haide să apelăm la Dumnezeu. Până nu vin anii cei răi, când nu mai avem nicio șansă, ca acea femeie cu scurgere de sânge, care 12 ani a umblat și a cheltuit averea la toți doctorii și a apelat la Iisus Hristos ca la ultima soluție. Și Dumnezeu a vindecat-o. Domnul a tămăduit-o chiar și atunci. Și cred că ce părere de rău a avut această femeie, că nu a apelat mai repede la Iisus, că a auzit despre El și a alergat mai repede, ca și acest tată. Cât de mult a regretat că nu a venit mai repede la Iisus cu problema lui, cu situația care o avea în familie, cu acest copil lunatic care, așa cum spune aici, l-a aruncat pe copil în foc și în apă. Și de multe ori era în pericol de moarte. Așadar, dragii mei, să ne ajute Dumnezeu, noi să apelăm la Dumnezeu de la început. Astăzi, dacă auzim glasul Lui, să nu ne împietrim inimele și să fugim spre Dumnezeu, să înțelegem că Dumnezeu este Cel care ne dă cu adevărat fericirea,
și pacea și bucuria. Așa cum, sigur că fericirea aceasta care o dă Dumnezeu nu se aseamănă cu ceea ce oferă lumea și diavolul. Pentru că fericirea care o dă Dumnezeu e o fericire care de multe ori poate ne face să plângem, ne face să ne retragem dintre ceilalți, să stăm deoparte, să putem vorbi cu Dumnezeu. Fericirea care o dă Dumnezeu este o altfel de fericire, așa cum este relatată de Domnul în predica de pe munte, când vorbește despre adevărata fericire. Este bine să, ca să putem merge mai departe, să mai vorbim despre un episod din viața Sfinților Apostoli. I-a chemat Domnul Iisus la sine pe cei 12 și le-a dat putere asupra duhurilor necurate și a trimis pe câte doi prin cetăți. Și i-a trimis și au venit apostolii plini de încântare și de mulțumire și așa o stare specială și spuneau că și până și duhurile ne sunt supuse și erau extraordinar de bucuroși. Domnul a spus, nu vă mirați de aceasta, nu vă bucurați de aceasta că aveți duhurile supuse, ci bucurați-vă că numele vostru este scris în cartea vieții. Dar am spus despre lucrul acesta pentru că episodul acesta vine după acea trimitere a ucenicilor, după ce au fost umpluți odată cu putere de sus. Și iată că în situația aceasta, cât Domnul a fost pe munte, ceilalți 9 ucenici erau la poale, exceptându-i pe Iacov, Ioan și pe Petru, care erau pe munte și ei, dar ceilalți 9 erau la poale. Și a venit tatăl acestui băiat, spune că era singurul lui băiat în Evanghelia după Luca, s-a citit din Evanghelia după Marcu, dar până și Sfântul Evanghelist Matei prezint aceasta și Sfântul Evanghelist Luca, iată toți evangheliștii sinoptici prezint acest episod. Dar a venit la ucenici și ei, care se știau cu putere înzestrați de însuși Iisus, Domnul lor, au încercat să vindece pe băiat. Și nu mică le-a fost lor mirarea când au văzut și au încercat prin metoda binecunoscută de ei, deja erau, putem zice, specialiști în duhuri, că duhul nu mișca, nu se întâmpla nimic. Au încercat și până când au început să o zarvă, o discuție între cărturari și ucenici, între cei care erau prezenți acolo, ce se întâmplă? Sunt cu adevărat neputincioși apostolii, ucenicii Domnului? Ce s-a întâmplat? În situația aceasta coboară Domnul de pe munte. Când era discuția aceasta și este prins în Evanghelie această întrebare, ce vorbiți între voi? Sau ce vă întrebați între voi? Și apoi continuă cu răspunsul care li s-a dat de acel tată care, pe lângă că era deja îndurerat, a mai avut și această povară a neputinței apostolilor. Probabil că acest demon, care n-a vrut să ieși afară prin puterea apostolilor, este așa de actual și astăzi. Și cred că răspunsul la întrebarea de ce nu putem vorbi despre Dumnezeu. Ne întâlnim unii cu alții, suntem creștini cu toții și așa de puține vorbe despre Dumnezeu. Foarte puține vorbe auzind despre Dumnezeu, chiar și pe canalul de televiziune, de mass media, atât de puține vorbe despre Dumnezeu. Cu alte cuvinte, avem și noi acest demon mut și surd. Sau așa de puțin ascultăm de Dumnezeu sau despre Dumnezeu. Ne place să ascultăm de toate. Să fie muzică bună, să fie povești, politică multă, certuri multe. Stăm de multe ori gură cască ore întregi. Și urmărim zile întregi anumite lucruri.
De-abia apucăm să vină ora cu tare, să vedem ce se mai întâmplă, ce ne mai spune cu tare sau cu tare. Și când e vorba să ascultăm de Dumnezeu sau despre Dumnezeu, de cele mai multe ori refuzăm să ascultăm și atunci când ascultăm cu urechea, așa de puține lucruri rămân în viața noastră. Iată, dragii mei, Duhul mut și surd este actual și astăzi. Este la lucru și astăzi. Este de multe ori în viața mea și a dumneavoastră. Și chiar și atunci, soluția este aceeași. Să apelăm la Iisus Hristos. Să strigăm către Iisus, să-i spunem: Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Doamne, văd că așa de puțin pot să aplic în viața mea din cuvântul Tău. Așa de puțin mă interesează problema mântuirii mele. Dar strig către Tine și te rog, scoate Duhul mut și surd din mine să mă ajuți să pot să stau și eu în picioare ca acest tânăr, ca acest copil care, iată, după ce a fost trântit la pământ, a stat în picioare înaintea Domnului și a putut să meargă și să vadă și ceilalți că este întreg la minte. De aceea, haideți, dragii mei, să ne cercetăm fiecare dintre noi, să vedem, nu cumva acest duh mut și surd este și prezent și în viața noastră, acest demon cumplit. Și să facem ceea ce a spus Domnul, să apelăm la rugăciune și la post. Rugăciunea și postul, spune, scoate orice demon din viața noastră. De aceea, haideți să facem lucrul acesta și să nu stăm nepăsători față de acest pericol care ne paște pe fiecare dintre noi. Pericolul de a nu asculta de Dumnezeu și de a nu vorbi despre Dumnezeu. Și, Părinte, vreau să continuăm noi discuția noastră, tema noastră, pentru că sunt atâtea lucruri care mai avem să le spunem și vorbeam despre fericiri. De ce Domnul vorbește în cea de-a doua Evanghelie, spune fericirile și parcă acolo prezintă total alte lucruri decât am înțeles noi că e fericirea. Fericiți cei sărași cu Duhul, adică cei care, așa cum spunem în rugăciunea din timpul postului a lui Efes Siru, care se lapădă de ei înșiși, își văd păcatele lor și nu o sunt despre ceilalți. De ce Domnul vorbește despre altfel de fericiri? Oare ce ar trebui să înțelegem în aceste fericiri, în aceste situații care ne aduc adevărata fericire? Cunoscătorul firii noastre și cunoscătorul omului și a inimii și a adevăratei fericiri a venit și a dat soluția. A spus, noi cunoaștem altă fericire, noi fericim pe cei bogați, pe cei puși în funcții, pe cei care au relații, noi fericim pe altfel. Lumea are altă unitate de măsură, însă Dumnezeu, care cunoaște sufletul și inima și mersul vieții, Creatorul, știe de ce a spus așa, zice, fericiți cei sărași cu Duhul, și apoi celelalte, fericiți cei ce plâng, că ei se vor mângâia, fericiți cei curați la inimă. Iată că Domnul Iisus prezintă altfel fericirea, pentru că ei vor fi sau se vor. De aceea, vedeți, arată fericirea care vine nu de la om, ci din altă parte, de la Dumnezeu. Fericirea vine de la Dumnezeu, după cum și vindecarea și călăuzirea vine de la Dumnezeu. Noi, dacă știm când să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, vom fi fericiți, pentru că Dumnezeu, spune cuvântul, ne va înălța. Dacă știm când să plângem, să ne plângem păcatul, să ne pocăim, nu să plângem doar atunci când deja ne doare urmările păcatului, să știm când să plângem, să ne plângem înainte, să ne plângem păcatele, să ne îndreptăm pe Dumnezeu, vom fi mângâiați, ne vom curăți inimile, vom fi fericiți, pentru că Dumnezeu ne va binecuvânta și apoi ne va numi fii ai lui Dumnezeu, ne vom chema fericiți cei prigoniți pentru dreptate. Iată fericirile care le arată Dumnezeu, o fericire care vine de sus, de la Dumnezeu și pătrunde toată ființa umană. Nu doar o fericire de moment, când ai câte o realizare în viață, știu eu,
lucrurile acestea pământești, fericirea aceasta este trecătoare și este plină de amărăciune. Chiar dacă pare unii oameni și afișează fericirea pe chipurile lor în fața ecranului, câtă tristețe poate să fie și în urmă și în suflet. Doar Dumnezeu umple și din plinul acela inima tresaltă și aduce dragostea aceea de Dumnezeu, dragostea de creator și de creatură, armonia aceea care s-a întrerupt acolo în Eden. Domnul Iisus a venit și a vindecat această rană și prin Iisus Hristos, Domnul nostru, care este soluția, vom avea fericire. Am putea spune că dacă vrem adevărata fericire, trebuie să apelăm la singura soluție care dă adevărata fericire, da, la Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să trecem puțin la alt aspect al temei noastre. De ce Domnul Iisus Hristos e singura soluție? Și vreau să citesc întâi, în continuare la Evanghelia care am citit-o, încă două versete, care spune așa, îi învăța pe ucenici 3 și versetul 30 spune așa, și ieșind de acolo, străbăteau Galileea, dar el nu voia să știe cineva că este în Galileea. Căci învăța pe ucenicii săi și le spunea că fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor ucide. Iar după ce îl vor ucide, a treia zi va învia. Ei însă nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe. Iisus Hristos e singura soluție. De ce e singura soluție? Pentru că, iată, suntem în perioada apostolii, suntem la jumătatea apostolii și ne îndreptăm spre săptămâna patimilor, spre vinerea mare sau vinerea neagră, spre sâmbăta în care Domnul a stat în mormânt și apoi spre prima zi din săptămână când Domnul înviază și când, iată, învinge moartea. Singura soluție este Domnul Iisus Hristos, pentru că dacă Dumnezeu găsea cu care sau avea altă soluție pentru a aduce izbăvirea omului, rezolva altfel problema mântuirii. Dar Dumnezeu în dreptatea lui a fost nevoit, am putea spune în ghilimele, pentru că n-a fost nevoit, nu l-a forțat nimeni, nu l-a obligat nimeni, de bună voie s-a dat pe sine însuși morții și jertfei și pătimirii ca să ne salveze și să ne mântuiască. Și Domnul Iisus Hristos este singura soluție nu numai la problemele noastre trupești, problemele noastre vremelnice, și este singura soluție mai ales la problema veșniciei noastre și a răscumpărării noastre veșnice. De aceea aș vrea să vorbim puțin și despre această perioadă, chiar dacă vom relua poate discuția în cadrul altor emisiuni mai punctual și mai tematic așa, dar în linii mari aș vrea să vorbim de această perioadă când Domnul Iisus Hristos se oferă pe sine ca jertfă de răscumpărare și iată spune aici, îi învăța pe ucenicii săi că fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor ucide, dar a treia zi va învia. Și aș vrea să înțelegem de ce Domnul este singura soluție. Da, coborând de pe munte a început să învețe acest lucru despre patimile și despre jertfă. El a venit ca să pătimească și să ne răscumpere pe noi din felul acesta golit, fără Dumnezeu, și să ne pună într-o stare după voia lui Dumnezeu, El însuși Dumnezeu. Am spus așa la început de coborâre, la coborârea lui Dumnezeu, la starea de om, s-a deșertat pe sine, s-a golit de slava sa, s-a făcut asemenea oamenilor, a luat chip de rob și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat și a dat un nume mai presus de orice nume, ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, spune Sfântul Apostol Pavel în epistola către Filipeni. Singura soluție, Dumnezeu, El însuși Dumnezeu a venit, a luat trup din Fecioara Maria și s-a făcut om și a trăit printre oameni, a gustat din toate greutățile pe care le poate gusta un om, s-a dus blând și smerit ca un miel la junghiere. Am spus aici atunci referitor la Evanghelie, la pericopa cu lunaticul, toți
toți au falimentat în fața acestui duh mut și surd, dar Domnul Iisus era stăpânul. Când l-a văzut, când l-a simțit, duhul s-a cutremurat și l-a scuturat pe copil. A întrebat Domnul de când este așa și îi poruncește să iese afară. Duhul era mut și surd. Normal că nu poți, cum vorbești cu un surd? N-ai cum. Au încercat ucenicii și au falimentat în fața acestui duh, pentru că era surd duhul și nu putea să înțeleagă nimic. Și era mut. Cum a spus, care această muțenie și surzenie o transmite oamenilor și oamenii muțesc și surzesc când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Dar tot Domnul Iisus rămâne ultima soluție deasupra tuturor problemelor vieții și a greutăților și a necazurilor. Dar a lucrat și mântuirea noastră obiectivă, care nimeni nu mai poate să adauge nimic, ne-a mântuit de săvârșit și noi trebuie să ne comportăm ca oameni mântuiți, să ducem mântuirea noastră, pentru că jertfa s-a dat odată pentru totdeauna. Iisus Hristos însuși Dumnezeu a pătimit ca apoi să învieze, să ne învieze și pe noi, o schimbare a stării noastre, ca apoi El să locuiască noi și noi în Dumnezeu. Viața voastră, spune Sfântul Apostol Pavel, este ascunsă împreună cu Hristos în Dumnezeu. Acolo e viața noastră. Noi suntem fii, ne-a dăruit demnitatea de fiu al Tatălui. Noi trebuie să trăim cu demnitate de fiu al lui Dumnezeu. Spunem Tatăl nostru și îl numim pe Dumnezeu Tatăl nostru prin Domnul Iisus Hristos. Dar dacă îi cerem lui Dumnezeu și îl numim Tată și îi cerem, vie împărăția ta ca să fim prinții ai împărăției tale, ai cerului, că Dumnezeu e Tatăl nostru, trebuie să lăsăm ca să se și facă voia lui Dumnezeu. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, adică să se facă voia lui Dumnezeu cu noi. Și dacă aici aceasta este calea, Hristos a coborât, dar noi acum am pornit pe calea spre împărăție, spre înălțare, suntem împreună cu Hristos, trecem pe perioada aceasta a postului. Postul este de fapt întoarcerea la ceea ce s-a întrerupt atunci cu Adam. Adam prin nepostire a păcătuit, s-a făcut ascultător voii șarpelui și vrăjmașului. Iată că noi prin postire renodăm legătura, preluăm și începem să umblăm de acolo prin grija ceea ce mâncăm și așa grija de trup, dar în același timp și grija de suflet, grija de legătura cu Dumnezeu, grija de a nu păcătui, de a nu întrista pe Dumnezeu, de a nu ieși din cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este grija noastră în timpul postului, nu doar ce băgăm în gură, ci de a nu-L supăra pe Dumnezeu, de a face voia lui Dumnezeu. Rugăciunea e relație și apoi e relație. Postul și rugăciunea, relație. Spune acolo, Duhul acesta nu iasă decât cu rugăciune și cu post, spune Domnul. Nu, să nu creadă cineva că am ținut și eu o zi de post și apoi am alungat duhurile sau mi-am făcut, știu eu, un canon de rugăciune într-o dimineață și prin asta am schimbat tot. Din pruncie, acolo Duhul acela se cuibărise, că acolo lipsea postul, acolo lipsea grija de a face voia lui Dumnezeu. Acolo lipsea rugăciunea, era lipsea prezența numelui lui Dumnezeu. Lipsea legătura cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu. De aceea se cuibărește. Dar când începi și biciuiești duhurile cu numele Domnului Iisus, când biciuiești cu rugăciunea, când biciuiești cu păzirea poruncilor lui Dumnezeu, cu dragostea, cu iertarea, cu bunătatea, fug, nu poți să stea. De aceea noi ne bucurăm și chemăm la intrarea aceasta în relație. Postul este bucuria începerii trăirii de acolo de unde s-a întrerupt. Trăirii adevărate în voia lui Dumnezeu. Și rugăciunea. Și apoi, iată că
Aceasta este și vindecare. Da. Și fericire. Scuze. Domnul Iisus Hristos este modelul nostru suprem. De asta spune Sfântul Apostol Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Și în privința postului și a rugăciunii, Domnul, în timp ce era în trupul acesta omenesc, mereu și aproape zilnic, putem spune, când putea scăpa de mulțime, se retrăgea la rugăciune și la post. Și chiar misiunea și-a început-o pe pământ cu un post de 40 de zile. În pustia Iudeii, când în urma acestui post, iată, diavolul a ispitit și a încercat să-l abată de la misiunea care avea în față. Deci în toate domeniile vieții noastre, Domnul Iisus Hristos este modelul suprem. Cel care a mers înaintea noastră pe această cale și a deschis drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Și noi putem călca pe urmele lui. Putem să-l urmăm sau putem să refuzăm să-l urmăm. Aș vrea un cuvânt din partea Sfântului Apostol Pavel referitor la ceea ce reprezintă sau ce reprezenta Iisus pentru Sfântul Pavel și ce și-a propus Sfântul Pavel să facă. Din Filipeni, capitolul 3, versetul 10 spune așa, să-L cunosc pe El, pe Iisus Hristos și puterea învierii Lui și să mă fac părtaș cu patimile Lui ca să ajung cu orice preț dacă voi putea la învierea din morți. Iată, dragii mei, ce gânduri avea Sfântul Apostol Pavel. Să-L cunoască pe Iisus și puterea învierii Lui, să se facă părtaș cu suferințele și cu moartea Lui, ca apoi să ajungă cu orice preț la învierea din morți. Cred că dacă ne-am gândit și ne-am propune și noi lucrul acesta, am înțelege altfel lucrurile pe pământul acesta. Am vedea altfel drumul vieții noastre, altfel am vedea sensul vieții noastre, dar de multe ori noi uităm de Dumnezeu. Așa cum spune Sfântul Marcu Ascetul, că înaintea oricărei căderi sunt trei uriași. Neștiința, nepăsarea și uitarea lui Dumnezeu. Și de multe ori noi uităm de Dumnezeu și acest lucru merge înaintea căderii noastre. Dar astăzi, dacă ne uităm la această emisiune și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din această carte sfântă, cartea vieții, cartea lui Dumnezeu, iată, ne aducem aminte de Dumnezeu și ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos este soluția la orice problemă din viața noastră. Poate că unii avem boli trupești. Putem apela la Dumnezeu. Și Dumnezeu, prin credința noastră, ne va duce tămăduire. Poate unii avem boli sufletești. Dumnezeu le poate rezolva. Le poate aduce izbăvirea la problemele noastre prin credința noastră, prin rugăciunea și postul nostru. Deci în toate domeniile vieții Dumnezeu poate să aducă izbăvirea, dar vrea și din partea noastră cu o lucrare. De aceea am vrut să aduc acest lucru înaintea dumneavoastră și să înțelegem că Domnul Iisus Hristos nu ne cere lucruri care El nu le-a făcut înainte. Ne cere să-L urmăm pe El, să fim smeriți ca El, să fim postitori așa cum a postit Domnul Iisus, să ne rugăm așa cum s-a rugat Domnul Iisus Hristos în timp ce era în trupul acest omenesc. Și vorbea părintele aici și mi-am adus aminte de ceea ce s-a întâmplat. Domnul a coborât de pe Tabor în Valea Plângerii și a coborât din cer pe pământ. A coborât, s-a dezbrăcat de slava sa și a luat chip omenesc. Dar chiar și aici, în coborârea aceasta pe pământ, Domnul Iisus Hristos s-a născut în cel mai jos loc de pe pământ. Peștera din Betleem stă în mărturie până astăzi. Cât de mult s-a putut smeri Domnul pentru mântuirea noastră, pentru salvarea noastră. De aceea, haideți să privim la El ca model al vieții noastre și să încercăm să fim asemenea cu Domnul Iisus Hristos. Sigur că avem în față și apostolul de duminică care, iată, din Efeseni capitolul 5, aici ne învață Sfântul Apostol Pavel și vreau să citesc câteva cuvinte de aici, ne învață cum să ducem lupta aceasta a mântuirii fiecare, cum să ne luptăm cu patimile, cu ispitele, cu încercările care vreau să ne doboare și să ne încerce credința noastră. Și spune aici, altădată erați întuneric. Din Efeseni capitolul 5, versetul 8 începând, spune, altădată erați întuneric, iar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați ca niște fii ai luminii. Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate și adevăr, încercând ce este bine plăcut lui Dumnezeu. Și să nu fiți părtași la faptele cele rele
și fără roade ale întunericului, ci mai degrabă osândițele pe față. Că cele ce se fac în ascuns de ei iese rușine și ale grăi. Iar tot ce este pe față se descoperă prin lumină. Căci tot ceea ce este descoperit este lumină. Pentru aceea zice, deșteaptă-te cel care dormi și scoală-te din morți și te va lumina Hristos. Deci, luați seama cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Drept aceea, nu fiți fără de minte, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin în care este pierzare, ci vă îmbătați sau vă umpleți de Duhul Sfânt. Vorbiți între voi în psalmi, în laude, în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului în inimile voastre. Iată, Părinte, o învățătură așa de frumoasă, care ne pune în față Sfântul Pavel cum să arătăm că Dumnezeu e soluția vieții noastre. Am și o preferință aici în textul acesta, versete preferate. Am spus de fii ai Tatălui și iată că și Sfântul Apostol Pavel spune aici că altădată erați întuneric, iar acum sunteți lumină în Domnul, umblați ca fii ai luminii. Cât de frumos! Parcă nici n-aș vrea să aduc umbre vorbind despre lucrurile alea urâte sau despre faptele rele sau despre păcate. Când e vorba de lumină, de curăție, când e vorba de demnitatea de a fi fiu al lui Dumnezeu, încerc și vreau să gust din această demnitate de fiu al luminii, fiu al lui Dumnezeu. Noi pierdem și o umbrim. Se pune mahram înainte ochilor noștri să nu vedem străluci în lumina lui Hristos. Lumina soluția, Hristos care circulă sau este în venele noastre, unire cu Hristos, unire în trup, unire în duh, unire prin cuvânt, prin păzirea poruncilor lui, bucuria trăirii cu Dumnezeu, bucuria trăirii ca fiu al lui Dumnezeu, fiu înfiat. Cât de înălțătoare sunt aceste demnități pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă oamenilor, tuturor oamenilor. Și noi, cât de orbi, muți și surzi putem să devenim câteodată. Să nu vedem strălucirea aceasta. Auziți cum spune acolo, să nu vă îmbătați de vin în care este pierzare, ci dimpotrivă fiți plin de Duh, plin de Duhul lui Dumnezeu. Iată, plinătate de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat și Duhul Sfânt, ne-a dat pe Domnul Iisus mâncare și băutură, ni l-a dat să rămână cu noi și în noi. A dat și Duhul Său cel Sfânt, care ne-a învățat și ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu lucrurile rele, cu faptele rele, cu obiceiurile rele, străine de Dumnezeu. Și cât de ușor alegem noi lucrurile celelalte și ne pierdem de demnitatea de fiu, dacă ne gândim la fiul cel risipitor, a plecat din casa tatălui cu slavă și a venit zdrențuros, dar și-a venit în fire. El și-a venit în fire. Și a venit la tatăl și și-a cerut iertare. Dar pentru unii nu mai există și această venire în fire. Nu își vin niciodată în fire. Ori nu vor, ori nu mai pot. Și apoi, când nu mai pot și cunoaștem, trebuie să ne aducem unii pe alții. Ați auzit de slăbănogul cel din Evanghelie, care n-a fost de mult? L-au adus patru inși care au avut credință și văzându-le credința lor, Iisus l-a vindecat. Tânărul acesta, cu duh mut și surd, a fost adus de tatălui. Hai la Domnul! Câteodată la noi bisericile se umple cu oameni bătrâni. E bine, e foarte bine, dar copiii voștri, cum spune o cântare, unde sunt?
aduce-ți la Domnul. Acea cântare spune, tu te afli în casa sfântă lângă Domnul, fericit, dar copiii tăi, o tată, de ce merg pe drum greșit? Acestea sunt cuvintele poetului, dar trebuie aduși, trebuie să ne aducem unii pe alții. Dacă noi am gustat și am văzut cât este de bun Domnul și ne-am apropiat de El și stăm aproape, trebuie să ne aducem și unii pe alții, pe noi înșine și unii pe alții. Să ne ajute Dumnezeu pe toți. Vreau să ne întoarcem puțin la tema aceasta despre lumină. Pentru că foarte mult se spune și vestim în biserica noastră despre lumină. Mai ales acum în timpul postului, este liturgia care o facem în timpul săptămânii a darului înainte sfințite. La un moment dat spunem acolo, lumina lui Hristos luminează tuturor. Și într-adevăr, lumina lui Hristos luminează tuturor. Dar a spus și Sfinția voastră, chemarea noastră este să fim fii al luminii. Și dacă suntem fii al luminii, avem și roadele luminii, despre care vorbește aici Sfântul Pavel. Bunătate, dreptate și adevăr. Și mă întreb și vă întreb și întreb pe telespectatori. Cum ar arăta țara noastră și familiile noastre și casele noastre dacă am fi cu toții așa cum ne cere Sfânta Scriptură, fii ai luminii? Și am avea bunătate, dreptate și adevăr. Hai să ne gândim, dragii mei, în familie cum ar fi. Cum ar fi în satele noastre, cum ar fi dacă țara noastră ar fi condusă de oameni care au frică de Dumnezeu și doresc să fie fii ai luminii. Și apoi, în noaptea de înviere, toți preoții vor spune credincioșilor, veniți de luați lumină. Noi mergem și luăm lumina aceea, aprindem lumânările. Dar să știți că acest ritual de a lua lumină este doar un ritual. Și chemarea lui Dumnezeu este să venim să luăm din lumina lui Hristos, fiecare, adică din lumina Evangheliei, și așa cum spunem la rugăciunea dinainte de a citi Evanghelia, să lăsăm să strălucească lumina Evangheliei în viața noastră. Să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să strălucească lumina poruncilor lui Dumnezeu în viața noastră. Altfel, putem tot aprinde la lumânări dacă nu aprindem și sufletul nostru cu acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu. Nu-i destul, mai avem de lucru la viața noastră. De aceea am vrut să punctez cumva această învățătură despre lumină. Sigur că, și închei ideea aceasta, Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor săi, eu sunt lumina lumii, cel care mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan capitolul 8, versetul 12, dar tot Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor, acum voi sunteți lumina lumii. Faceți în așa fel încât lumina voastră să lumineze celor din jurul vostru. De aceea să ne ajute Dumnezeu pe toți să fim fii ai luminii, fii ai zilei. Și pentru că ne apropiem de încheiere, Părinte, iată că timpul trece repede, aș vrea să trecem la câteva concluzii și apoi la un salut care vreți să-l aduceți telespectatorilor. Cu ce rămânem noi din această pericopă, în această temă în care am spus că Iisus Hristos este prima și ultima soluție sau este singura soluție adevărată pentru toate problemele noastre? Iisus Hristos este fericirea noastră, este bucuria noastră, este lauda noastră, este slava noastră. El nu zăbovește să vină în ajutorul nostru atunci când avem probleme și când avem nevoi și greutăți. E important din partea noastră ca să facem alegerea corectă, să venim la Domnul, să venim și să stăruim de Domnul. El câteodată ne încearcă credința și apoi și trebuie să insistăm. Să nu ne depărtăm de calea pe care Domnul ne-a trasat-o prin lumea aceasta, să nu uităm de pocăință, să nu uităm de post și de rugăciune și să ne încredem în El. Spune, toate lucrurile sunt cu putință celui care crede în Evanghelia aceasta. Am lăsat lucrul acesta care să-l spunem acum. Toate lucrurile sunt cu putință celui care crede.
care îl crede pe Dumnezeu și se încrede în Dumnezeu. Acesta e gândul care vreau să las. Apropiați-vă de Dumnezeu și încredeți-vă în Dumnezeu. Lăsați-vă cu totul în mâna lui Dumnezeu și nu va vedea, n-a văzut lumea ce poate să facă Dumnezeu cu viața noastră. N-a văzut lumea ce bucurie poate să aducă Dumnezeu peste viața noastră. Și cum atinge Dumnezeu problemele noastre când nimeni și niciodată n-a putut să gândească sau să facă așa cum le face Dumnezeu. Suntem și noi, Părinte, mărturii a degetului lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a atins de viața noastră și în special a mea, că de mine vorbesc, s-a atins și lucruri pe care nu le-am visat niciodată, mi le-a dăruit Dumnezeu. Nu le-am putut gândi, de aceea mă bucur de Dumnezeul meu și vă invit și pe dumneavoastră, pe toți, cu orice problemă, să vă bucurați de Dumnezeu. Mulțumim, Părinte, pentru toate cuvintele frumoase. Și aș vrea să nu uităm niciunul dintre noi că avem trei variante fiecare. Avem trei opțiuni. Să apelăm la Dumnezeu în toate domeniile vieții noastre, încă de la început, încă de astăzi. Să apelăm la Dumnezeu sau la Domnul Iisus Hristos ca la ultima soluție sau să nu apelăm niciodată. Să stăm nepăsători față de Dumnezeu, cum a stat acest bogat nemilosit din Evanghelie, din Luca 16, și a regretat o veșnicie și regret o veșnicie, pentru că n-a fost capabil să asculte de Dumnezeu și glasul lui Dumnezeu cât a fost pe lumea aceasta. Noi putem să ne asemănăm fie cu acești farisei și cărturari care pretindeau la ucenici să facă minunea aceasta, această vindecare, această tămăduire și să scoată acest demon din acest copil, putem să fim ca acest copil de atâtea ori, să avem duh mut și surd în noi, să nu putem asculta de Dumnezeu, să nu putem vorbi despre Dumnezeu. Putem să fim ca acest tată a acestui copil. Putem să fim și așa, și în această situație câteodată. Când mergem la Dumnezeu cu problemele noastre, mergem cu durerile noastre la Dumnezeu și totuși nu credem. Când a întrebat Domnul Iisus Hristos, crezi că pot face lucrul acesta? Acest tată a strigat, Doamne, cred, dar ajută necredinței mele. Vedeți ce fel de credință a avut? N-a avut credință, a fost necredincios. A venit cu pretenții la Dumnezeu. Știind că ar trebui să-i le rezolve Dumnezeu problemele, dar n-a avut credință. Și cu toate acestea, noi putem să găsim rezolvare, putem să găsim tămăduire dacă suntem sinceri, suntem cu inima smerită și venim cu problemele noastre înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este singura soluție spre fericirea noastră veșnică și spre fericirea noastră vremelnică. De aceea, dragii mei, haide să ne încredem în Dumnezeu din toată inima noastră. Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta să caute și să mântuiască pe cei pierduți. A venit să sufere, să plătească prețul păcatelor noastre, a venit pe lumea aceasta să moară pe o cruce pentru salvarea neamului omenesc. Dar a treia zi a înviat și prin învierea Lui putem să înviem și noi. Întâi, pe pământul acesta, la o viață curată și sfântă și plăcută, o viață de lumină, pentru că tot am vorbit de lumină, o viață de fii ai luminii, de fii ai Tatălui. Și apoi, dincolo, după ce vom trece prin moarte, în veșnicie, să ne bucurăm pentru totdeauna de prezența lui Dumnezeu și de strălucirea slavei lui Dumnezeu o veșnicie întreagă. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să vă ajute pe toți și să ne ajute pe toți să putem să petrecem viața aceasta vremelnică în prezența lui Dumnezeu, în prezența Domnului Iisus Hristos, ca la sfârșitul vieții noastre să putem să ne bucurăm și să putem să dobândim, așa ca și Sfântul Apostol Pavel, învierea sufletelor și a trupurilor noastre. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta.